Bine v-am regăsit, stimați prieteni, stimați urmăritori. Vă mulțumesc pentru încă din debutul acestei ediții, pentru faptul că și la ultimul nostru material ați rezonat cu noi și ați înțeles și apreciat totodată efortul și munca pe care o facem. Vă sunt recunoscători, atât eu cât și echipa de aici de la Imbold Media, și cred că recunoscător este și cântecul nostru popular românesc, pentru că încercăm să selectăm și încerc să cern tot ce e mai frumos, adică oamenii pe care dumneavoastră îi așteptați, oamenii pe care dumneavoastră îi iubiți. În această ediție, dragii mei, nu numai că țin cont de dorințele dumneavoastră, așa cum încerc să fac de fiecare dată, țin cont de faptul că tinerii care au un cuvânt de spus, tinerii care au un pas ce poate lăsa în viitor o urmă importantă în domeniul folclorului nostru muzical și nu numai. Tinerii care nu fac rabat și, așa cum îmi place să spun, sunt născuți cu o stea în frunte, cu o stea căluizitoare pentru ceva frumos. Doamnelor și domnilor, în această zi îi strâng mâna eu personal și dumneavoastră cu sufletul și sunt convins că acest material vă va bucura pe dumneavoastră și pe toți ai dumneavoastră, pentru că ne-a călcat pragul studioului nostru colegul meu, prietenul meu și artistul mult iubit de dumneavoastră. Îmi permit să-i spun deja artist, o să vedeți de ce, pentru că el a ars foarte multe bariere și s-a impus deja ca artist, Alin Gabriel Matei. Bine ai Bine te-am venit! găsit, Alexandru. Mă bucur că am putut veni la emisiunea asta frumoasă pe care o faci tu. Și să știi că astăzi discuția noastră vreau să fie exact ca o discuție, ca în momentul în Ca o care, discuție cum avem noi mereu, exact, ca doi numai că o prieteni, filmăm. exact. Așa vreau să fie, nu cu cuvinte pompoase și să știe lumea exact cum suntem noi. Bine am găsit și pe cei ce ne urmăresc. Și hai să începem, să vedem ce discutăm. Cei ce ne urmăresc, să știi că te așteaptă de foarte multă vreme și acest lucru am văzut că, de fapt, ăsta este rezultatul pe care îl aștept și de care te bucuri. Pentru că nu numai în ceea ce privește emisiunea, podcastul meu, dar majoritatea emisiunilor, când au ocazia să ceară un artist, să ceară un interpret, tu faci parte la ora actuală din rândul numelor ce sunt cerute de cei de acasă. De multe ori mă gândesc, nu știu dacă îți dai seama, nu știu dacă realizezi că, în afară de valul plăcut prin care treci, că lumea chiar te iubește. Da, mă bucur nespus de mult acest lucru. Este rezultatul unei munci de când eram copil. Nu prea m-am bucurat de copilărie Copilărie pentru clasică, că, să zic da, așa. pentru că cei de vârsta mea stăteau și se jucau în fața blocului, eu cântam, studiam, dar nu-mi pare rău pentru că Dumnezeu m-a ajutat și zic eu că am pornit pe un drum bun. Cu ciorapii galbiorii, făminie vânzătorii, pe 150 de poli, că sunt tare amatori, măi, că nu vreau nimeni să știe. Nu vreau nimeni să știe că mi-ești amorează mie, firea naibului Mărie. Că nu vreau nimeni să știe. Nu vreau nimeni să știe că mi-ești amorează mie, firea naibului Mărie. Hai da!
cină. Vin la tine în grădină să te culc lângă inimă, să te pun pe pat de flori, să te iubesc până mori, să vezi cum te trec fiori, mă. Că nu vreau nimeni să știe, nu vreau nimeni să știe că mi-ești amorează mie, firea noibului Mărie. Că nu vreau nimeni să știe, nu vreau nimeni să știe că mi-ești amorează mie, firea noibului Mărie. Ce-i prea mult e greu de dus, dar niciodată de ajuns. Lasă-mă că și tu vrei, cu capul pe sânii tăi, pupa iarna na pe ei. Că ești una la o mie, că ești una la o mie, de-aia cum îmi place mie, firea naibului Mărie. Acum când mai am putere, acum când mai am putere, dau inimioare ce-mi cere și ție-ți fac de plăcere. Ai tot dat interviuri pe foarte multe subiecte, ai vorbit foarte mult, de cele mai multe ori nu ai putut spune ce te doare pe suflet despre omul care ți-a tușat efectiv drumul vieții și omul care ți-a conturat personalitatea pe care tu o urmezi și personalitatea pe care și autoritatea dumnealui ți-a impus-o, dar vom ajunge și acolo, că îți vorbeai de copilărie. Mulți îl știu pe băiatul Nea Petrică, dar băiatul Nea Petrică nu prea e băiatul Nea Petrică decât în cântec. De unde ești tu original, Alin? Eu sunt născut, crescut în județul Argeș, municipiu Pitești. Mama mea este piteșteancă, tatăl este jumate piteștean, jumătate vâlcean. Deci o amestecătură perfectă pentru cântecul, da, pentru muzica populară. Și mama este de undeva din Argeș, de la limită cu județul Olt. Cu județul Olt. Deci ai și ceva de Olt, Argeș pur și, da, vâlcean. Da. Ca anumite influențe. Presupun că tot ce înseamnă școala generală, ai fost un copil bun sau bun în sensul cu mințerii, mă refer, că... Da, n-am făcut probleme. N-ai făcut probleme. Eram liniștit. Câți bani ai furat din casă când erai copil? Niciunul. Câte bijuterii ai dus la manetă? Niciuna. Uite, chiar aveam colegi care făceau chestii de genul ca să facă bani, pentru că părinții probabil ori nu le dădeau bani, ori le dădeau bani prea puțin. Câte țigări ai fumat în curtea școlii pe ascuns? În curtea școlii nu, la liceu. La liceu. Deci da, în curtea școlii generale nu. Nu. Deci eram prea mic. Ai trecut. Deci ai fost un băiat cu minte. Spune-mi, dacă la tine în casă a fost o atmosferă, cum să spun eu, predominant în lumea muzicii populare sau... Cum ai deschis tu ochii spre muzica populară? Simți că ți-a influențat cineva treaba asta sau pur și simplu ai fost un om și ai avut niște ori care efectiv ți-au plăcut când ai auzit treaba asta? Că și aici e foarte important și o să dezbatem noi, că noi știm de ce spunem. Eu sunt de părere că noi cumva suntem aleși să facem treaba asta. Nimeni de la mine din familie nu cântă. Eu am fost singurul și asta mă face să cred că am fost ales, cum ți-am spus și la început.
Doamna mea învățătoare din clasele 1-4, doamna Manela Chiriac, pe care o și salut, dumneai m-a descoperit. Dumneai a insistat să fiu înscris la școala populară. A, deci ai mers până acolo, da, până încât da, să da, recomande da, da, asta. Da. Dumneai se datorează începutul meu în, pe drumul ăsta al muzicii. Crezi că părinții au ascultat-o atunci și încercând pentru tine și altceva sau chiar au crezut că vei ajunge? Părinții m-au lăsat să aleg. Nu m-au forțat niciodată în a lua o decizie. Chiar dacă a fost bună, chiar dacă a fost proastă, eu sunt genul de om care ce are în cap, aia face. Dacă eu vreau să fac treaba asta, o să o fac indiferent de ce îmi spune mama, indiferent de ce îmi spune tata, chiar dacă e greșită. Vreau să, știi cum se spune, să mă dau eu cu să capul. Să te lovești de toate talazurile ca singuri. Să învăț ceva. Mai ai momente în care te arunci în prăpastie crezând că 90% vei greși? De cele mai multe ori. De cele mai multe da, ori. Ți le repar singur greșelile sau îl mai suni și pe tata, pe mama sau vreun prieten, ceva? De cele mai multe sau ori am învățat. Sau de multe ori că... Nu, o să știi că am învățat să mă descurc singur. Dar dacă e nevoie, da, sunt pe ei mei, sunt primii pe care îi sun. După începutul așa, în joagă, copilăresc, când ai hotărât că de fapt vrei să faci acest lucru și ți s-a implementat ceva serios, adică, domne, vreau treaba asta? În momentul în care am urcat prima dată pe scenă. Eu când te-a dat peste cap prima urcare pe da, scenă? A declanșat în tine tot? Da, 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 da. De atunci ai început să urmărești și mari artiști și da, să încerci să descoperi? Da, da, da. Unde ai urcat pe scenă? La Teatrul Alexandru Davila din Pitești. Știi că acolo trebuie să faci și spectacolul de pensionare când a fi. Da, nu e, îl facem, nu e problemă. Bine, până atunci o să cânti mult și bine acolo. Ideea e că de prima dată când m-am urcat pe scenă până în momentul actual, eu mă deconectez. Când am pus primul picior pe scenă, sunt eu și publicul. Nu mai există niciun alt gând. Te face cel mai fericit om din lumea da, asta? Da. De departe, da. Bun, presupun că ai început în zonă să cunoști și să ceri sfaturi, ca sfaturi, păreri de la artiștii din zonă, odată ce ai început să-i cunoști. Cam cine din zonă așa te-a adoptat în sensul sfaturilor, în sensul părerilor? Profesor la Școala Populară de Artă mi-a fost domnul Valentin Grigorescu. Pe care îl salutăm. Pe care îl salutăm, da? Și dumnealui mi-a pus bazele, ca să zic așa. Deci în... a fixat... Temelia. Temelia. Ulterior, maestru Petrică Muțu Stoian m-a învățat cum este să faci meseria asta, dar la nivel profesionist, ca artist profesionist, artist consacrat, artist pe care îl cunoaște o țară întreagă, cum era dumnealui. Ei bine, am văzut că ce cântam eu înainte și am spus asta și în alte interviuri, ce cântam eu înainte și ce făceam eu înainte cu ceea ce am învățat de la maestru Petrică Muțu Stoian au fost diferite puțin. Pentru că... Crezi că a venit cu... Dintr-o dată te-a izbit cu seriozitatea acestei meserii? Cumva da. M-a învățat să respect meseria asta dacă vreau să primez respect. M-a învățat să respect oamenii în momentul în care apar în fața lor, să nu apar... cu cămașa într-o parte, cu pantoful murdar. Deci a fost cel care efectiv te-a luat de la nivelul de copil care cântă și se joacă de-a cântatul la vârsta ta și efectiv te-a pus, te-a scuturat pe linia unui artist adevărat, dacă vrei exact, să ajungi. Exact, pentru da, că de multe ori ți-a spus, dacă vrei, faci aia, dacă da, vrei. Da, da, da. Tu ai avut o rampă de lansare foarte interesantă într-un concurs de televiziune realizat de Etno TV. Da. Cum îi spunea că nu mai... Zestrea Neamului. Zestrea Neamului, așa. Și acolo chiar ai intrat deja în rândul
concursurilor adevărate, cu orchestră, cu... Adică nu te-ai dus să plătești și să faci, nu. Acolo chiar a trebuit să dai niște examene serioase, pentru că știi de ce te întreb? Eu am prins ceva înainte generația ta, festivalurile cu trenul, colegii din toată țara. Da, am prins și eu. Unde m-am lovit, nu știu cât și tu sau dacă, sper că nu, dar sigur da, de nedreptăți și de toată mizeria și toate foarfecele, știi cum se spune că să nu tai aripi sau e expresia asta. Eu m-am lovit de toate foarfecele care au și eu fost puse și să eu taie toate aripile și de multe ori, nu că am spus că nu mai îmi vine, dar am avut un caracter ca și tine și mă bucur că ai acest lucru, te-a întărit fiecare pană ori smulsă, ori încercând să fie smulsă. Domnul Petrica avea o vorbă. A zis că a fost la Maria Tănasea, a cântat frumos și n-a luat nimic. A fost la Maria Lătărețu, a cântat mai frumos și n-a luat nimic. Iar atunci, după ce a trecut timpul, a ajuns să cânte în recital. Iar cei care au luat premii și trofee... S-au pierdut. S-au rătăcit. Important e ce faci după. Important e cât de mult te descurajează o învingere, să-i spun așa. Nu găsesc un cuvânt. O rană. Da, cumva. Atunci, cumva. Da. Pentru că toți ne ducem cu gândul să ne facem cât mai bine treaba și de ce nu să câștigăm un premiu, fie el și mențiune. Vreau să-mi spui momentele, picăturile astea mai acidulate care au picurat în sufletul tău. Ori refuzuri, ori nedreptăți, ori înlocuiri, de ce nu... Cum le-ai perceput atunci cu mintea ta, dar acum cum le-ai judecat? Au fost, le-ai păstrat cu ură, ți-ai sărăcit sufletul cu amărăciune sau ai trecut peste? Nu, eu nu sunt genul de persoană care să țină ură. Dar în momentul în care mă enervez, spun ce am de spus. Dar după nu port ranchiună, nu sunt genul. Să știi că fiecare moment din ăsta de care ai spus tu, l-am luat ca un pas înainte. Ai luat ca un pas înainte. Da, nu m-a descurajat. Sau dacă m-a descurajat decât pe moment. După ce m-am liniștit de supărare, de nervi, poate. Ți-ai văzut de treabă? Da, mi-am dat seama că... Ai trecut fila, ai mers mai departe. Trebuie să merg mai departe. Câți ani aveai când ai câștigat concursul Zestea Neamului? 14 ani. 14 ani. 14 ani, da. Abia făcusem buletinul. Deci ai câștigat cu buletinul în mână. Cum să nu? În ce an ai făcut 14 ani? În? Acum... Ai și votat? 6 ani. Anul la 18 se votează. Da, la 18. N-am prins. Acum, când urmează... Acum. Dar la anul trebuie să ai 4-5 etichete cât ori fi anul ăsta ce vine. Spune-mi... Tu, imediat după concurs și până când efectiv a avut loc oficial lansarea ta ca artist, adică tu ai fost păstorit de o prietenie, chiar se poate spune o prietenie, deși vârsta nu ar permite acest lucru, și de o prietenie părintească din partea regretatului Petrică Muțu Stoian. Da. Trebuie să spun acest lucru pentru că am avut plăcerea și onoarea să-l cunosc și eu încă de copil. Să știi că nu întâmplător, eu cel puțin pot să în față de tine, pentru că îmi place să spun adevărul în față, ai fost răsfățat pentru că domn Petrică nu iubea tinerii. Asta e exclus, că foarte mulți au spus, domne, l-a luat decât pe Alin, cine știe ce interese financiare sau ceva. Știi bine că... Da, dar nu e cazul de așa ceva. Îi faci parte din rândul multor tineri pe care i-a îndrumat, i-a îndemnat. Mulți s-au pierdut, așa cum vorbeam și noi, mulți merg mai departe cu recunoștință față de el sau nu. Dar pe tine te-a lipit sufletului și te-a adoptat sufletește, pentru că, așa cum
mie cel puțin mi-a spus despre tine, el a văzut încă de la început în tine un Petrică ambițios, tânăr și muncitor de atunci. Vreau să îmi spui când a hotărât să îți spună în față pentru prima dată, de azi încolo începi cariera așa cum trebuie. În momentul în care am debutat pe scena Sălii Radio cu sala arhiplină și am avut un foarte mare succes. La 16 ani, dacă nu mă înșel. Crezi că atunci ai primit un test pe care l-ai trecut din partea dumnealui? Probabil că da. A stat în permanență în buza scenei și s-a uitat la mine și cum mă manifest pe scenă. Cum te miști, cum cânti, cum clipești, cum respiri. A fost foarte atent la detaliile astea și atunci a fost primul moment în care mi-a zis că ăsta e începutul. Într-un moment ăla l-ai perceput cu curiozitate sau pe urmă ți-ai dat seama? Că presupun că erai încântat de reacția de atunci și erai... Pe urmă mi-am dat seama pentru că în momentul în care ai 16 ani și urci pe scena Sălii Radio, unde au cântat atâți artiști, Maria Ciobanu, Ion Dălănescu, artiști mari. Da, aia ăla era un... și îi reprezintă un etalon, adică cine urcă cântă acolo, nu... Și să... E oricine. Exact. Să primești atâtea aplauze. Și mai ales că ai trecut testul publicului. Exact. Așa de cântat, da. Puteai să urci să cânti, să pleci, cum ai venit. Să primești atâtea aplauze și să fii ținut în scenă de public numai cu aplauze, pentru mine a fost ceva extraordinar. Cum probabil ar fi pentru orice persoană. Pentru orice persoană cunoscută, dar mai ales pentru un tânăr. Exact. Aș fi curios, discuțiile serioase, mature, să le spunem așa, părintești, între domnul Petrică și părinții tăi, au fost și discuții unde tu să nu iei parte? Probabil că da, nu știu să spun. Pentru că sunt convins aspect. Că s-au ocupat de pregătirea lor în primul rând. Cred că pentru... da, nu știu. Nu știu, crede-mă că nu știu să spun. Dar cred că da. Au fost și crezi că mama cu tata știu niște chestii pe care decât ei trei le știu? Da. Da. Cu siguranță. Nu vrei să le afli acum sau le afli când va fi momentul? Când va fi momentul, nu. Să știi că am învățat să las lucrurile să vină la momentul potrivit. Când eram mai mic, voiam să fac totul în momentul în care voiam eu și mi-am dat seama că Dumnezeu niciodată nu-ți dă atunci când vrei, îți dă atunci când trebuie. Când ai făcut tu primele imprimări de nivel profesionist? Imediat după spectacolul de la Sala Radio am imprimat niște piese de ale dumnealui. Care a fost prima melodie? O horă. Multe mândre îmi poartă dor, îmi zic pui și puișor, că de mic am fost isteț, al naibii de iubăreț, numai cu vorba le duc, un județ pe mână în vârt. Cu câte fete te-ai dus să le prezinți? Le știa cam pe toate. A, le știa, nu? Da, nu mă fereau. Odată cu această lansare oficială și pe scenele mari. Presupun că ți-ai dat seama de responsabilitatea ce deja începe să apese pe umerii tăi și aș fi curios dacă vreodată ți-a spus, vezi că ți-ai luat-o în cap sau vezi că n-ai făcut bine acolo. Niciodată nu mi-a spus că mi-am luat-o în cap. Nu, mă refer să vreun gest să fi făcut în care să nu-i fi plăcut. Nu. Ai fost foarte atent la tot ce faci. De fiecare dată. Când am mai greșit, muzical vorbind, mi-a spus, dar avea un stil în care nu mă certa. Dar te simțeai tu? În mod evident. Îmi spunea, nene, uite, ai făcut bine ce ai făcut, dar eu aici aș fi făcut altfel.
Adică mă lăsa pe mine să-mi dau seama cum ar fi mai bine să fac. Niciodată nu mă dojenea la modul nu ai făcut bine, uite așa trebuie să faci, cum zic eu, sau... Crezi că dacă ar fi făcut treaba asta pe un ton mai, să zic așa, mai agresiv, te-ai fi simțit învins? Sau te simțeai... Crezi că ai fi avut puterea să spui, prea s-a luat de mine, eu nu mai fac treaba asta? Nu știu ce să spun. Nu știi ce să spui. Nu știu. Eu sunt genul de persoană căruia dacă îi spui să facă un lucru atunci în momentul când vrei tu, nici de-al dracu nu fac, că nu vreau să-l fac când zici tu, vreau să-l fac când vreau eu. Eu așa sunt ca om. Ca artist sunt pe scenă, dar ca om așa sunt. Nu-mi place să mi se dea directive și să mi se spună ce să fac. Îmi place să fiu lăsat să mi le fac eu în ritmul meu, cum știu eu, cum îmi place mie și cum consider eu că e mai bine. E, cântecul ăsta nu vreau să-l cânt singur, o să vreau să-i invit lângă mine pe Alin Gabriel Matei, băiețașul dumneavoastră de aici, de la Pitești. Trece în dreapta tatălui aici. Eu am mai spus și o să mai repet, este interpretul care vine foarte bine din spate și este foarte bine că folclorul de aici, de la dumneavoastră, din zonă, rămâne pe mâini bune, deși Alin, aș vrea să spui câteva cuvinte, începuturile tale, cu cine am fost în... spre ale muzicii populare. Ce profesor ai avut tu? Hai să spun. Eu am avut ca profesor în cadrul Școlii Populare de Arte pe domnul Valentin Grigorescu. Să-l aplaudăm pe domnul Valentin și dacă este în sală, rugăm să se ridice în picioare. Maestre, aplauze pentru Valentin. Acum eu l-am jurizat la Zestrea Neamului, a câștigat Zestrea Neamului și a zis, bă, să nu-l lasă așa de izbeliște, că ei copiii o iau cam așa, cam razna. Trebuie să aibă pe cineva să le mai dea și peste urechi. Da? O să cântăm melodia Au inima împreună, o știi? Cum să nu? Da? Hai. Mai este dacă ești pregătit? Ia zi! Hai! Doare săraca, am o minte ticăloasă, o inimă ambițioasă. Au, au, inima, ce să mă mai fac cu ea? Am o minte ticăloasă, o inimă ambițioasă. Că tot ce-mi cere inima, muncesc ca să-i pot da. Cât? O lună și o săptămână să fac inimioara bună. Tot ce-mi cere inima, muncesc ca să-i pot da. O lună și o săptămână să fac inimioara bună. Sus, mă! Da! Ia-uzi! Au, au, inima mă doare săraca, să-i dau doctorii amare și mai tare o să mă doară. Inima, cum te doare săraca, dacă ar ști nevasta ta, și mai tare te-ar durea. Da? Te-ar ști ce-are-n bătătură, n-ai mânca ciorbă o lună. Apă și pâine uscată, să n-ai vreo poftă ciudată. Te-ar ști ce-are-n bătătură, n-aș mânca ciorbă o lună. Apă și pâine uscată, să n-am vreo poftă ciudată. Sus, mă! Pentru băieții cu minți! Au, au, inima, ce
ce să mă mai fac cu ea? Că eu aș fi om cu minte, dar ea o ia înainte. Au, inima, ce să mă mai fac cu ea? Că eu aș fi om cu minte, dar ea o ia înainte. Mintea că ce o să păcește, gura fără ea vorbește. Păi uite, așa e într-o păcat și eu să devin ova. Mintea că ce o să păcește, gura fără ea vorbește. Uite, așa intri în păcat și tu ești nevinova. Sus, mă! Să-i dau doctorii amară și mai tare o să mă doară. Au, inima, cum te doare, săraca, să-i dai doctorii amară și mai tare o să te doară. Au, nu găsesc în farmacie, leacul ce trebuie mie. Că-ți trebuie una frumoasă să scoate juncul din măsă. Uite, așa vreau să trăiesc și ce-mi place să iubesc. Și acum vă părăsim, că mergem să o găsim. Au, inima rău, mă doare săraca, să-i dau doctorii amară și mai tare o să mă doară. Au, inima rău, mă doare săraca, să-i dau doctorii amară și mai tare o să mă doară. Haideți să vorbim de majoratul tău și de încununarea... știi cum e că fiecare își dorește un majorat ca în poveste. Tu ți-ai făcut majoratul tău o poveste, nu ca într-o poveste, pentru că pe ăsta chiar nu-l poți uita. Da. Că a venit domn Petrică la majorat la tine și ai făcut... Ți-ai făcut... efectiv, ce poate nici n-ai visat vreodată. Dar să știi că n-a fost organizat de mine. A fost un complot, da, între părinții mei și domn Petrica. Ah, deci n-ai trecut tu pe listă, deci, să vină domn Petrica. Ca să-ți explic, eu am fost adus acolo în costum popular, eu știam că am cântare. Eu mă duceam la cântare. În momentul... Așa plasa ai luat? Da, dar am luat-o original. De ce să... Dar n-ai mirosit nimic, nimic? Nu! Am furat-o... Ce ai zis? Sunt vedetă, lasă ziua mea, eu mă duc să cânt. Nu, sunt vedetă, dar știam că trebuia să mă duc să-mi fac treaba. Dumnezeu, așteaptă publicul. Și am intrat acolo, am văzut, cunosc o persoană, două, trei, formația, știam băieții, că mi-a cântat maestru Virgilio Dachi, de la Doina Argisului, cu Vali Precup, cu Tolea, cu Ali, prieteni cu mine. Și după aia am văzut că mi se cântă la voi, mulți mă. Ani. L-am văzut pe Nicolae Dacu, pe Maria Ghina, pe Cristina Turcu, pe doamna Maria Cărneci. Și am zis, stai că e ceva ce... Da. Și am început cu la mulți ani și mi-am dat seama. Au dat cu confeti. Ajunsese și domn Petrică, era nu. Acolo? Domn Petrică a venit undeva în jurul orei 12 noaptea pentru că a avut două cântări în seara aia. Și s-a retras la tine pe urmă, da. La petrecere. A alergat să onoreze toate angajamentele și după a venit la mine. Ai întrebat de dumnealui sau... Da. Ai întrebat? Da, mi-am ziseseră că nu mai ajunge, că nu mai poate ajunge, că s-a prelungit. Drumul, da, chestii, da. Și mă resemnasem cumva. Și l-am văzut când a intrat pe ușă și... Ai înțepenit. Da. Spune-mi, știi că, iartă-mă că te întrerup, știi că avea și un stil de a merge așa... Da, să umplea scena când intra... N-aveai cum să nu-l observi. Vreau să îmi spui, atașamentul tău față de el a fost influențat de faptul că a fost foarte... te-a adoptat sufletește încă de la concurs sau... Tu ai simțit din prima o chimie pentru acest om? Pentru că tu în acel concurs și în perioada aceea ai cunoscut majoritatea artiștilor mari. Dar
De ce tocmai Petrică Muțu Stoian s-a lipit de sufletul tău ca marca de scrisoare, să spun așa? Ai simțit tu că sufletul tău rezonează mai mult? Îți încânta sufletul vorba cumva, lui sau de ce? Cumva da, să știi, am simțit că rezonăm. Eu la concurs m-am dus cu o anumită teamă față de dumnealui pentru că știam că spune lucrurilor pe nume, pe post. Și m-am ai dus... avut momente care spui, mamă, dacă îmi zici ăsta vă două, nu mai ies din casă cât doi trăi. Bă, băiatule, ia fă tu altceva că nu e de tine. Dai seama că înțepenești, să zic că... Da, da. Și m-au surprins cuvintele lui de laudă, ceea ce în sezonul 1, eu am fost în sezonul 2, în sezonul 1, eu am urmărit sezonul 1 și au fost cam puține cuvinte de laudă spuse în față. Și pe mine m-au surprins, fiind copil, 14 ani, să zic că un artist de talia Petrică Muțu Stoian, că ai cântat bine și... na. Și mai ales că nu ți-a spus sub forma protocolară, da, felicitare, cânta bine, exact. Și a doua zi, adică de fapt după zi te cunoștea. Ideea e că am ajuns acasă de la filmări din ziua aia, stăteam la Pitești în perioada aia cu părinții mei și am văzut mesaj pe telefon, pe Messenger. Petrică Muțu Stoian, prima dată am crezut că e un cont din ăsta fake. După aia văd că mă sună pe cameră. Te-ai dus să-ți faci părul, ce ai făcut? Te-ai îmbrăcat frumos? Nu, iar am încremenit. Am răspuns. Ce ți-a zis? Băi, nană, ce faci deci, tu? Deci am vorbit de la 12 noaptea până la 4 jumate dimineața. Toți trei, eu cu mama, toți patru. Eu, mama, tata și dumnealui. Presupun că a zi au plecat la muncă. Da. Mama cu tata. Da. Am înțeles. Și la școală. Și tu la școală. Deci pot ai mai înțeles că... ceva din ziua aia de școală, din ziua aia de curs? Nu. Nu. Dar să știi că și acum mi se întâmplă să vin la 4 de la eveniment și la 6 să intru la serviciu. Da. Bine, acum e altceva, eu mă refer la prima discuție așa mare și neașteptată. Da, și revenind la treaba asta de care m-ai întrebat tu, am avut o chimie de la început. Eu nu prea mă lipesc așa de oricine și am, să-i zic așa, între ghilimele, talentul de a mirosi oameni. Îmi dau seama de oameni destul de ușor cam ce hram poartă. Și m-am lipit destul de ușor de dumnealui. A fost o chimie de la început. A urmat o perioadă foarte îndelungată de testare a dumnealui în ceea ce te privește. Simplu fapt că a știut să te cheme la o filmare cu un anumit scop, să vadă comportamentul. Simplu fapt că a știut să te cheme la o nuntă, să vadă cum te comporți și cum cânți. Simplu, adică te-a purtat, că asta mi-a plăcut, că a făcut cu tine, a fost un pedagog extraordinar. Cei de acasă, vezi, toate detaliile astea nu le știu. Da. Știu marele, știu finalul, știi că... ai avut girul lui dumnealui și aia e. Te-a purtat de la scenele cu dumnealui, de la scenele mici în fundul munților la țară până la scenele sălii palatului și marilor, da, marilor săl de concert. După ce te-a purtat prin talazurile astea artistice de la nivelul cel mai mic până la cel mai mare, atunci știu că ți-a și spus, tu mergeai cu piesele dumnealui. Da. Atunci a fost o discuție foarte interesantă pe care în alte podcasturi și emisiuni nu ai devoalat-o. Cum a fost discuția să-ți faci repertoriu? Pentru că te-a urmărit cântându-i și piesele, te-a pus în mașină să cânți și de la alții, ia cânt-o pe aia, ia cânt-o pe aia, da pe aia o știi, da de la Maria Lătărețu, da de la Maria Ciobanu. Spune-mi discuția cum a fost când a zis, fii atent, ăsta e drumul tău, dar face așa. Cum a fost cu repertoriul discuția aceea? Pentru că mi-ai spus și eu știu foarte bine că ai avut mult de gândit atunci. Multe da. Nu le-ai înțeles pe loc ce a vrut să spună, ai început să ți le goblenizezi tu, să spun așa, și spune-mi cum a fost acea discuție, lecție pe care și colegii noștri mai tineri ar trebui să o ia. Mi-a spus că lumea trebuie să mă cunoască de, în primul rând, de Alin Gabriel Matei.
Într-adevăr, numele lui va fi în spatele meu toată viața. Dar, ca artist, trebuie să fiu Alin Gabriel Matei. Și ca să am identitatea artistului Alin Gabriel Matei, trebuie să am în spate și repertoriul lui. Trebuie să-mi fac piesele mele, piese frumoase, piese tradiționale, piese în care să povestesc viața semenilor noștri, cu trăiri, cu sentimente, cu bucurii, necazuri, despre cântece, despre hora satului, despre bătrâni, despre obiceiuri, ca să pot lăsa ceva în urmă în momentul în care voi ajunge la stadiul în care... E frumos momentul în care erai în mașină și colindați drumurile pe acolo, pe acolo și aveai tu o chestie de dragoste atunci pe suflet și cum ți-a spus, degeaba mă povestești mie, pune-ți-o într-un text. Da, și am făcut. Ți-aduce aminte? Da, am făcut cântec. Să știi. Ai făcut cântec? Da, am făcut cântec. Ți-ai jeluit și tu povestea aia atunci și da, în cântec? Da, 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 da. Uite, și tu ai, ci știi foarte bine că îmi place foarte tare cântecul tău, m-am gândit mândru să-ți cânt. Da. E un cântec superb. Prima mea dragoste, ce vrei? Vezi? Am iscălit-o și eu bine. Vezi? Acolo. Foarte frumos, oricum. M-am gândit mândru să-ți cânt, că-mi e sufletul pământ, să-ți cânt ochii verzișori, că le port atâta dor, că stau și mă tot gândesc, de ce ochii te-au ales, de ce inima te-a vrut, că numai rău și-a făcut, of, of. Mândră inima de piatră, nu te-ai gândit niciodată, că am fost un om pe lume, care ți-a vrut numai bine. Te-am iubit atât de mult, mor și nu pot să te uit, și după atâția ani, parcă suntem doi dușmani, și dușman dacă eram, poarta n-o mai deschideam, poarta n-o mai deschideam, și-un bună ziua ne dam, of, of. Dar poate așa sunt lăsat, să n-am parte de om drag, și când cerul are nor, de tine să-mi fie dor, măi. Alin, știu că s-a implicat foarte mult în viața ta. Ți-am spus, de-aia vreau să vorbim metodic și didactic toate treburile astea. Pentru că și tu, ca și mine, ai avut norocul să crești pe lângă și în umbra unui artist mare. Un artist mare nu este numai acela care îl vezi pe care îl vezi pe scenă și lumea îl aplaudă, idolatizează. Ai ce învăța, mai ales ca om de la un mare artist. Pentru că noi nu avem, și asta o știi prea bine, dar asta o spun pentru cei oameni simpli, care decât trăiesc uitându-se la noi. Când ai văzut atâtea nedreptăți povestite de dumnealui, câte a pățit, prin câte a trecut, câte amărăciuni, câte pietre a putut să ia în spinare și să care în spinare până a ajunge Petrică Mățu Stoian, pentru a putea merge pe acest drum. Te-a pus vreodată pe gânduri să spui, Doamne, dacă aș păți așa ceva, eu nu pot să rezist la câte ți-a povestit? Dumnealui mi-a spus în felul următor, Nene, eu când nu-i mai fi, o să te mănânce de viu, pentru că ești bun. Ți-a spus treaba da. Asta? Cumva... În momentul ăla ai gândit-o ca și cum, nu, n-am ce luat, tot spune n-am acolo, luat în seamă, ce sincer. Să... Dar după, am văzut că a avut dreptate. Da, vom vorbi și despre treburile astea, pentru că aș vrea să răspundem și curiozitățile celor de acasă. Și până la urmă știi ce, e timpul să avem și noi cei mai tine un cuvânt de spus. Bineînțeles, cu respectul ce se cuvine tuturor, dar măcar dreptul la apărare. Pentru că ăsta e prevăzut în Constituție, indiferent de vârstă. Da.
ca să vorbim și legal. A fost vreun moment în care să se supere pe tine artistic? Că știu că în afară de sfaturile, că mai greșeai tu, vreau într-o relație cu vreo fată, ba, îi se părea lui că încearcă să te tragă pe altă linie și astea sunt părintești, pentru că dumnealui s-a implicat în viața ta și ca om foarte mult. Da. Și ca om. Da. Pe plan artistic nu, să știi. Pentru că l-ai ascultat, aveam mereu grijă să... L-ai ascultat... De fiecare dată. Cu mâncatul noaptea la McDonald's, la KFC mai ușor? Da. Da, mai slăbit. Da, deci... Bun, da. L-ai ascultat? Da. Și promis că l-asculți? Da, cum să nu. Cât se poate. Când se poate. Când se poate. Uită-te, tată, la mine, cinerică-mi șa de bine. Că astăzi m-am însurat, măi, stai de vorbă cu bărbat, măi. Că astăzi m-am însurat, măi, stai de vorbă cu bărbat, măi. Bișa! Ți-am adus, tată, în casă noră harnică frumoasă, și-o să-ți facem nepoței, ca să te bucuri de ei, măi. Și-o să-ți facem nepoței, ca să te bucuri de ei, măi. Așa! Făcut nuntă cu fală, bine, bine! Și cu multă cheltuială, din tot sufletul o spun, măi, că am tatăl cel mai bun, măi. Din tot sufletul o spun, măi, că am tatăl cel mai bun, măi. Așa! Asta e socru mare, și-ți sărut mâinile care pentru mine au muncit, măi, ca să mă vezi fericit, măi. Pentru mine au muncit, măi, să mă vezi fericit, mă. Şo! Dacă nu vorbeați zilnic, săptămânal cu siguranță, când nu dădea de tine, știu că vorbea cu ai tăi, da. Pentru că avea o mare plăcere și la filmări, unde m-am mai întâlnit cu dumnealui, și chiar și evenimente private, mai întrebam
chiar la ultima nuntă în județul Telorman, unde a fost, unde m-am întâlnit cu dumnealui, am întrebat ce mai face Gabriel. E, ce să facă neastă împăratul? Am pus să-și facă piese, m-am luat de el că n-a terminat o piesă, a vrut să aud eu o piesă. Nu avea răbdare cu tine. Nu te lăsa să copilărești pe lângă această meserie. Nu. Pentru că ți-am spus, m-a învățat să respect meseria asta ca să primești și eu respect de la meserie. Cum îmi spuneam mereu, cu meseria nu glumești. Tot ce faci, faci cu seriozitate și cu simț de răspundere. Nu ne jucăm de-a cântatul, nu ne jucăm cu oamenii. În momentul în care ieși pe scenă, în primul rând trebuie să arăți impecabil și în al doilea rând trebuie să ai ceva de spus. Auzi, Alin, când ai început să te contopești ca nume și ca imagine în preajma dumnealui, când a început să te ia pe la filmări, să te ia, acolo ai dat ochi în ochi și acolo ai cunoscut personal și majoritatea numelor mari ale cântecului da. Popular românesc. Da. Spune-mi sincer, când stăteai în cabină sau într-un platou de televiziune sau pe lângă dumnealui, spune-mi la general, cum ai fost privit de ceilalți, de celelalte vedete, colegi cu dumnealui, tu fiind adus de dumnealui? Nu prea îndrăznea nimeni să zică nimic. Nu mă refer, nu cum îi spuneau dumnealui, ție. Să uitau nici la mie. Tine... Nu, nu exista așa ceva. Ai primit vreo mânghiere pe frunte, bravo copile, numai așa de să vadă Nea Petrică că te păi, apreciază? Tu n-ai primit? Și acum primesc, să știi. Tocmai, toți primim. Ca să le-ai, fie. Le-ai, atunci le-ai luat cu bucurie și ai crezut că sunt adevărate? Da, că eram copil naiv. Da? Da, cum să. A fost o discuție în mașină pe o filmare. Ce ți-a zis, mă, la sau aia? Da. Bă, ți-a spus, ai da. Grijă, ai grijă? Da. Da. Sincer, acel ai grijă, cum l-ai perceput? Ți-ai dat seama ce înseamnă acel ai grijă sau? Da. Da. Nu... Pe românești, așa, nu tot ce zboară se mănâncă. Da. Și nu toți care îți râd în față, îți sunt și prieteni. Asta am văzut eu pe pielea mea mai târziu. Dar și atunci am înțeles destul de bine ce vrea să-mi transmită. Mai târziu ai înțeles foarte bine și încă înțelegi. Uite, eu când am împlinit 18 ani, pe 30 octombrie 1800 acum și nu știu cât... 3-4 ani, nu? Ce bine ar fi... Eu mi-am făcut majoratul în casă la Ion Dolănescu. Pe Cai Matei, nu? Da, sigur că de fapt m-am dus cu un tur la doamna Maria acasă și seara m-a întrebat, Alexandre, uite, eu nu se duce la tatăl său și eu diseară mă duc la TVR. Mergi cu mine sau te duci la Dolănescu să-l cunoști și pe el? M-am dus. Uite, știi ce? Sunt curios și pe toți tinerii întreb. Eu am avut tupeul atunci, acum n-aș mai avea, am avut tupeul să mă duc la domnul Ion lângă la masă atunci să-i cer o cămașă. Tu tot timpul ăsta ai cerul lui Nea Petrică vreo cămașă? N-a fost nevoie, că ai zis că îmi dă dumneavoastră. Ce câștigat ești. Dar nu te-ai dus să-i spui, nană, vreau și eu o cămașă, nană, vreau și eu un brus sau ceva. N-am îndrăznit, îți dai seama. Săracu, te-ai adoptat cu totul, te-am îmbrăcat direct, n-am fără îndrăznit. Să-i mai spui, fără să nimic. N-am îndrăznit să îi cer. Dar oricum vedea că admiram și îmi spunea, las că stă nenea, o cămașă să ai, să cânti așa cu ea, să fii talentat. Ți-a plăcut și felul dumnealui de a fi, eleganța, prestanța, vanitatea din spatele artistului? Da. Te-a influențat și acest lucru? Da, cum să nu? Păi eu și când merg drept, merg fruntea sus, de asta și majoritatea persoanelor spun că sunt foarte arogant. Nu sunt arogant, tu mă cunoști și în spatele camerelor. Băi, trebuie, și ca să om. Trebuie să le spui, am probleme cu spatele și de-aia da, stau mai drept. Așa. Chiar am o scolioză, să știi. E, vezi, așa că trebuie să stai cu nasul mai sus. Nu sunt arogant. Doar că am învățat că uneori e mai bine să saluți și să-ți vezi de drum. Îmi aduc aminte când... M-am întâlnit cu tine și cu dumnealui când ați avut niște filmări. Eu eram întâmplător în trecere și m-am întâlnit în Cismigiu
și mi-aduc aminte de acea imagine frumoasă, cum te-a oprit din drum și te-a pus să-i dai niște bani unui om care cerșea atunci și tu în graba ta nu ți-ai dat atunci pe moment seama și ți-a spus, tati, stai așa, n-auzi? Și te-a pus să-i dai un ban acelui om. Știu că pe urmă ți-a spus un lucru frumos pe care îl ții minte toată viața. Să ai grijă și de cel de jos, pentru că Dumnezeu te pune pe tine sus. Și mi-a rămas obiceiul, să știi. Consider că de unde dau eu, îmi dă și mie Dumnezeu. Da, să știi că nici eu n-am bani la mine, îți mulțumesc, de-aia mi-am adus aminte de această treabă. Știi de ce mi-aduc aminte toate momentele astea și vreau să ți le aduci aminte? Pentru că aș vrea să-l împărtășești cu cei de acasă ori de câte ori ocazia și un simplu telefon de un minut. Pentru că astea sunt foarte importante pentru iubitorii de muzică populară și pentru viața ta. Nu numai generalul, că te-a ajutat să cânți și să... Trebuie să recunoști că foarte mulți realizatori de emisiuni s-au ferit să intri prea mult în detalii. Da, domne, să știe și Petrică Muțu Stoian, da, bun, atât. E păcat, pentru că tu, dacă alte celebrități au ajutat multe nume în muzica populară, Petrică Muțu Stoian față de tine chiar a fost trup și suflet. Nu mai are alt discipol în afară de tine, așa oficial. În rest, toți tinerii au fost ajutați cu sfaturi, cu o haină, cu o pilă, de ce nu, cu un telefon, cu siguranță a sunat pentru foarte multă lume. Așa cum și la spectacolul meu a venit și cuvinte frumoase a avut despre mine mereu, dar nu se compară relația pe care au avut-o alții cu relația umană. Eu cred că familia ta, pentru că nu numai tu însemni și familia ta, părinții tăi, pentru noi cei care te cunoaștem, pentru că tu ești imaginea, tu muncești, dar cred că majoritatea momentelor grele și muncite adevărate au dus-o părinții tăi și cred că de-aia ai intrat în familia voastră, pentru că tu nu ai intrat lângă Petrică Muțu Stoian. Petrică Muțu, și asta o spun cu toată răspunderea, Petrică Muțu Stoian a intrat în familia voastră. Părinții mei, tu i-ai cunoscut, sunt oameni simpli, oameni muncitori, oameni care și-au sacrificat tinerețea ca să fac eu o performanță din treaba asta și să nu-mi lipsească nimic. Evident, atât cât s-a... Eu nu pot să convinc că mai câta nici acum se termină la emoții și la tremurat de mâini, să fie totul bine, să fie frumos la o emisiune, la un spectacol. Dar lăsați, doamnă, că e foarte bine. Nu să fie aia. Da. Nu se poate abține nici acum. Da. Ca orice mamă, îți dai seama. Spune-mi, prima ta nuntă cu o sumă de bani plecată acasă mai consistentă a fost cu domn Petrică? Din ce mi-aduc aminte, mi se pare că la Craiova. Tot la Craiova. La Craiova, da. La Craiova. Da. Spune-mi ce ți-a spus atunci. Că lucrurile materiale nu contează așa mult, cum contează să ai prieteni adevărați lângă tine și să... Uite, referitor la treaba asta, eram în Turcia cu dumnealui și stăteam la masă, mâncaserăm, mai stăteam la vorbă. Și a zis, mă, știți ce mă mulțumește pe mine sufletește? Nu ceasuri, nu mașini, nu bani, nu case, nu... Că stau cu prietenii mei la masă, că îmi petrec timpul cu ei și că îmi fac amintiri cu ei. Pentru că lucrurile materiale nu le iei nicăieri cu tine. Cu amintirile pleci. L-ai simțit un om care vrea să fie iubit, dornic de iubire? Da. Ai citit sau acum poți citi cu sufletul și cu amintirile de acum și cu trăirile pe care le ai acum un om care avea goluri de iubire în suflet? Oarecum da. Știa să și le mascheze sau da. De multe ori da, ieșeau da, da. În evidență? Cu noi mai ieșeau în evidență pentru că probabil se simțea în larg în siguranță cumva. Da.
Și cu noi, da, mai dădea frâul liber sentimentelor. Dar, da, consider că avea anumite goluri din astea de... L-ai văzut vreodată pe Petrică Muțu Stoian lăcrimând? Da. Dar nu la televizor. Nu la televizor, bineînțeles. Să trecem la un moment. Știi care-i treaba? Aș spune că îmi pare mie rău că n-a apucat să vadă acest album pe care cei de acasă îl văd chiar acum. N-a apucat să-l vadă finalizat. Și pe undeva și e și vina dumnealui. Că atât te-a întors și atât te-a luat de la capăt și atâtea foi ți-a rupt că nu-i bun textul, că nu-i bun aia, încât tu ai muncit... 2 ani de zile am muncit la albumul ăsta. Doi ani de zile ca să poți să-l termini. Da. Ia povestește când te-ai dus cu piesele, să spui, Nana, uite astea, ce a zis, poftim. Cum ți-a ieșit atunci? Aveam niște... Schițe sau cum? Da, cumva. Și mai erau cântece cu rime încrucișate, știi? Și mi-a zis, ce sunt porcările astea? Ce vrei să faci tu cu asta? Ție-ți plăceau cum sună, cum... Păi astea sunt piese să le faci cu bot gros? Nu există așa ceva. Altele. Wow. Și altele înseamnă... Altele și altele și altele. Și altele, da, până s-a ajuns la un... Când v-ați văzut ultima oară? Face to face. Cu o zi înainte să moară. Atunci v-ați văzut? Da. A, deci nu că ați vorbit, atunci v-ați văzut? Am filmat, deci, nu, cu 2 zile înainte să moară, am filmat, marți am filmat la TVR, da. Joi am filmat la Antena Stars și sâmbătă a murit. Vineri seara am vorbit la telefon, înainte să plece la clinică. Când ai fost la filmări la Antena Stars, de exemplu, cu tine sau cu mama, cu tata, vă spusese ceva că ar vrea să... Știu că tot cu vreo 2 săptămâni înainte am apucat să vorbesc cu dumnealui, dar mi-a spus că abia așteaptă să se odihnească. Urma perioada de mai lejer, timpul de liniște, așa. Ție v-o apucat să spună ție că... Ție cum îți spunea, în afară de nană? Nană, nană. Nene. Nene. S-a spus, băi nene, chiar abia aștept să mă duc să mă odihnesc, să mă relaxez. Da, voia să se ducă la clinica asta, că a zis că e și la munte, cum îi place lui, cu aer curat, că stă liniștit, că... Adică nu... Da, având faptul că tu ai umblat mai mult cu dumnealui, să pusese o oboseală pe el? Îl ajunsese o... Dai seama. Nopțile, da, pierdute și... Dai seama. Alergătură, nopți pierdute, puțin somn, puțin odihnă. Vezi tu că nu suntem noi în măsură să judecăm nici atât sau să cu părerea putem să ne dăm ca alegerea pe care a făcut-o, știi cum e omul, că domne, că a făcut-o cu mâna lui, că nu, că ăla e de... Bun. Eu eram, și acum țin minte, la o petrecere de-asta de firmă undeva pe lângă București și acum știu cu cine, cu orchestra fraților Cobzari, și mă sună mama și că ce face, zic ce, mă enervează când mă zic ce să fac, la muncă, și hai să zic ceva, a murit Muțu. Mă, sincer, zic, hai mă, ce ai la ora asta, eu așa am zis, zic, stai pe Facebook și te uiți la toți nenorociții aia, că ai văzut cum sunt pagini, da, da, că... Da, da. Cum i-am spus eu, mi-a spus doamna Maria Cic, Alexandre, scriu ăștia de mine că a murit de 5 ani, tot sunt fiecare zi că parcă a murit. Și zic, te uiți la toate prostiile alea. Și i-am închis. Și acum parcă văd că vine Georgica Cobzaru, vine Vali Cobzaru, pe program au cântat ei acolo, la mea, și toți pe cu Facebook. Bă, a murit Muțu, bă, ce... Cum a fost momentul ăla? Eu ți l-am spus momentul meu, și pentru cei de acasă, și acum momentul tău cum a fost? Că, eu ți-am spus, mama i-am închis, zic, ai, lasă-mă cu ce vezi tu pe Facebook, îmi spui mie.
S-a rupt pământul în două. Unde erai? Acasă eram. Acasă? Da, ajunsesem acasă. Voiam să intru să fac un duș, ceva de genul ăsta. Să te relaxezi. Da. Și a dat mama pe... A dat la televizor. A, deci la televizor. Da, a deschis televizorul. Petrică Mulțu stea în stare gravă, la spital, în comă, în... Și bă, ce s-o fi întâmplat, hai să-l sunăm. L-am sunat, nu răspundea. Uh-huh. După aia... Deci asta s-a fost la câteva ore după ce s-a întâmplat. Cam așa, da. Te-ai intrat pe net, pe urmă, pe Facebook, presupun. Nu, am sunat, am încercat să îl sun pe el și nu mi-a răspuns. Și după l-a sunat tata pe domnul profesor. Pe domnul Gușman, da. Și ne-a zis că e adevărat și că a murit. După au început să mă sune și pe mine. Nu, dar sincer, momentul ăla, zi-mi și mie, lasă că de păr... Tu nu te-ai blocat? Ba da. Ba da. Ai putut să plângi? Nu, că nu știai, da. Deci... Ai bovint în plâns. Deci ai... Da. Toată noaptea eu n-am dormit. Bine, n-am dormit niciunul, nici ai mei n-au dormit. A fost un șoc, efectiv a fost un șoc. Să filmezi în urmă cu două zile cu el, da? Să te vezi fizic cu el. Să stea în spate, abia luasem permisul, să stea în spatele meu cu mașina. Să o sune pe mama, mamițule, uite, conduce bine băiatul, îmi place că se asigură, semnalizează. A, deci ai apucat să-l duci cu mașina. Da. Aha. Bun. Să vorbesc... Deci să vorbesc cu el vineri seara, pe cameră, da? Să-mi spună că mă duc la clinică de dimineață, plec, trebuie să-mi fac bagajul, așa, așa. Și sâmbătă seara să afli că a murit? Păi în momentul ăla ați plecat spre Craiova sau... A doua zi. A doua zi. Când l-a adus de la Reșița. Zi-mi și mie, uite, de exemplu... În noaptea aia și până a doua zi, zi-mi și mie dacă cineva din această lume te-a sunat, nu s-a afle bârfă, bă, știi de ce a murit, sau zi-mi și mie. Să-ți spun în baline, îmi pare rău. Da. A fost cineva care să te sune să-ți spună îmi pare rău? Ilie Caraș. Caraș. Da. Ți-aș da ani din viața mea, ți-aș da toată tinerețea, să-ți mai văd pe chip blândețea. Ai plecat mult prea devreme, sufletul mi-e în durere. Adorm nopțile-n suspine, n-am un sprijin lângă mine. M-ai luat sub aripa ta ca să bucurăm lumea. Astăzi zborul mi s-a frânt și-ți cad urma pe pământ. Mi s-au frânt aripile și-ți plâng în ană urmele, mă.
care ți-a prins. Și nu vreau nimic mai mult, numai glasul să-ți aud. Aș vrea să te știu în viață și să-ți spun în față cât de mult te prețuiesc și cât de mult te iubesc, măi. Presupun că toate detaliile ce au însemnat momentele de funerare și astea le-ai aflat de la televizor sau ai ținut legătura cu cineva? Nu, am ținut legătura cu familia. Cu familia. Da. Ajuns la Maria Tănase, eu la televizor te-am văzut. Uite, îți spun o chestie... Ce îmi pare bine că nu s-a întâmplat, asta îmi pare nu că bine, foarte bine, dar atunci eu așa am crezut. Și să știi că eram sigur că, așa cum gândesc eu, gândesc și alți colegi, dar că râd în momentul ăla. Te-am văzut în curte la televizor în câteva secvențe pe tine cu ai tăi, bine, m-am uitat la tine și să știi că am spus, aici se termină cu Alin. Pentru că atât de... Nu fac comparația, dar atâta de Alin mănui părei și toți pe lângă tine dădeau interviuri și toți își așezau părul până să intre în direct să spună ceva, dar pe tine nu decât te călcau pe picioare să dai la o parte. Nu vorbesc de televiziune, vorbesc de oameni. Și să știi că am spus, aici atât a fost cu Alin. Ce trebuie să înțeleagă și lumea și anumiți colegi, trebuie să înțeleagă faptul că eu nu mi-am căutat faima, între ghilimele, sau rampa de lansare, sau să mă fac în vreun mod remarcat pe moartea dumnealui. Niciodată nu s-a întâmplat treaba asta. Păi nu aveai cum să faci treaba asta, că voi aveați proiecte de proiecte. Voi... Cine... cunoaște îndeaproape detaliile astea, nu are niciodată cum să creadă că eu m-aș fi gândit vreo secundă să fac treaba asta. Dar sunt persoane care asta ori au crezut, ori cred, ori nu știu. Nu, dar sincer... Am auzit, crede-mă că am auzit și eu fel și fel de variante, fel și fel de... Și încă
câte să nasc și ai la ora în timp ce noi vorbim. Știi că se zice că în capătul satului zice Maria, zice Leana că s-a spânzurat găina în gard și la sfârșit zice că s-a spânzurat Leana în gard. Da. Auzi, în momentul ăla cât ai stat să-l aștepți, ți-am spus, eu am tabloul ăla în față și nu-l pot să-l uit. Ai avut momente în care ai spus s-a terminat și se termină totul? Ai simțit că s-a terminat absolut tot? Da. Da. Te-ai gândit încotro iau și ce fac? Da. Nu. Ai nu avut, găseam nicio soluție. Ai avut momente în care să spui că nici nu vrei să mai auzi de muzică și de chestii de-astea? Da, 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 da. Am vrut să mă las. Ai stat toată noaptea la priveghe acolo și acum aș vrea să vorbim Am stat toate trei zile. Știu că, eu mă refer la seara, în prima seară, la prima noapte cu, la ansamblu. Aici vreau să îmi răspunzi mie dacă vrei, de această dată eu spun părerea mea și tu dacă vrei să o comentezi sau nu. Ai asistat la toată falsitatea lumii. Ai asistat la dejecția umană prin toți porii ei și aici mă refer la foarte mulți colegi, nu vreau să-i numesc artiști, colegi, pe care eu am văzut-o, am recunoscut-o, pentru că cei de acasă, din păcate, spun săracii, nu-și dau seama. Ei iau da bună în cazul nostru. Ce văd? Eu, în cazul nostru, moartea, iau da bun interviul respectiv, crezând că e chiar cu durere. De-aia nici nu am venit la mormântare, de-aia nici nu am venit decât am trimis prin cineva o coroană nesemnată. Asta o spun pentru prima dată. Doamne ferește, nu că o laudă. Am trimis o coroană nesemnată de flori. Din respect. Nesemnată. Din respect. Nici nu am vrut să vin, pentru că am văzut exact ce știam că e în lumea aceasta, dar am văzut-o și filmată de această dată. Dintre toți de acolo, câți au venit să stea lângă tine sincer? Nu să mai găsească un cadru de încă un interviu. Sincer. O singură persoană. Doamna Niculina Stoican. Niculina Stoican, care nu avea nevoie nici de filmări, nu avea nevoie nici de interviuri. Crede-mă că nu-i stătea capul la așa ceva. Știu. A fost cum și noi, și doamna Niculina a simțit o durere poate mai mare decât a noastră. Pentru că ei au început amândoi. Au cântat atâta timp împreună. Au colindat țara asta în lung și în lat, au mers și în străinătate împreună. Niculina Stoican e un om prea puternic ca să... și demnitatea este prea întărită încât să fie omul care să înceapă să jelească pe moment, filmarea să fie direct și după ce se oprește camera să spună bun, hai altcineva cine urmează la interviu. De aceea a fost și un om discret și a fost un om care a știut să-l jelească pe Petrică Mânsu Stoian cu sufletul, încât nu ai nevoie de smulsături de păr din cap pentru asta. Vreau să rămân puțin la acest capitol, pentru că tu ai fost acolo și cel mai mult te-ai lovit de treaba asta. Auzi, dar uite, sunt curios că tot vorbim ca între noi prieteni. Mă, dar tu nu te uitai la ei cum se comportau înainte să dea interviu și cum făceau după și cum erau cu oglinda de ruși și astea. Nu ți-a făcut, nu ți-a venit să vomiți pe românește? Oh, pentru că mă așteptam. Nu ți-a venit să-i spui lui domn Petrică Laure că uite-și ce fac aici, uite-și tu ce e știa prea bine. Circul ăsta ce e aici. Știa prea bine. Știa mai bine decât mine. Știa. Deci știa. Alexandru, crede-mă, doamna Niculina a țipit, cred că 20-30 de minute, pe canapea, la Maria Tănase, lângă Sicriu. Nu a plecat de acolo.
eu n-aveam ce să fac în momentul ăla, pentru că eram, știi, brațul la protector nu mai era. Da, erai, te-ai simțit al nimănui. Știi că pentru mulți povestea s-ar încheia aici, dar greu abia a urma pentru exact. Tine. Exact, asta voiam să te rog să deschidem subiectul ăsta. Doamnei Niculina Stoican îi se datorează faptul că eu nu m-am lăsat. Tu după mormântare, mă gândesc că ai venit acasă, la voi în apartament, da? Da. La voi acasă. Da. Și a început să se așterne liniște. Artist, din domeniul artistic, da, mă refer. A început să se așterne liniște. Cine te-a sunat? Cine Doamna Niculina. Aha. Cum ți-am spus? Cum a fost? Te-a sunat și ce ți-a zis? Gabi, ce să faci? Știi că mă sună destul de des. Asta știu eu, cum zic, atunci, primul telefon, și cum a fost? A vrut să se intereseze de starea mea. Ah, ce faci? Dacă sunt bine, dacă suntem bine, dacă sunt ok și părinții mei. Cumva și dumneai a spus treaba asta, vorbind cu noi și noi vorbind cu dumneai, cumva îl simțeam aproape. Mhm. Și probabil aspectul ăsta ne-a apropiat și am ajuns la relația pe care o avem acum cu dumneai. Vă mulțumesc. Pentru că nedrept și dureros este doar lipsa lui, ci nu suferința noastră. Noi, în timp, suferința aceasta o vom diminua într-un fel sau altul. Îl vom păstra în sufletul nostru și îl vom asculta cântând. Nedrept este că el ar fi trebuit să fie aici, să fie un spectacol pentru el și împreună cu el. Și pentru că eu întotdeauna am respectat cuvântul lui și el a respectat cuvântul meu, dincolo de absolut orice s-a întâmplat pe acest pământ, respect și acum cuvântul și dorința lui supremă. O mână de om, un copil tânăr, pe care l-a avut aproape, pe care l-a ocrotit, pe care l-a numit copilul meu de suflet. El va merge cumva așa cum îi va fi destinul, indiferent că în lumea asta va face sau nu carieră din cântecul popular, momentul lui de acum este momentul iubirii supreme pe care a primit-o de la Petre. I se cuvin toate acestea mai mult decât oricui altcuiva care a fost în preajmă, pentru că el l-a ales. Alături de mine, așa cum mi-am promis în suflet întotdeauna și cum mi-am promis lui când a fost lângă mine, alături de mine va cânta un cântec din repertoriul nostru, Alin Gabriel Matei. Să
La cât timp au început să te ajungă primele pietre aruncate de artiști? La o săptămână. La o săptămână după. Pe ce? N-a durat foarte mult. Pe ce temi? Pe ce bază? Sunt penibil. Ești penibil? Da. Păi și cum dintr-o dată devenisei penibil? Să mă las de cântat, că sunt penibil și irelevant. Dar cine și în ce măsură și-a permis să pun asemenea ștampile? Nici n-am făcut prea mare caz pe tema asta. La ora actuală cu persoana sau persoana respective mai dai ochii? În calitate de... Și s-a schimbat ceva față de tine? Acum? Nu. Deci tu te uiți la ei știind că ei se uită la tine ca la... ca la felul 14, așa? Ca la un nimeni. Dar nu mă deranjează, nu mă mișcă cu nimic. Crede-mă, am devenit... Le întinzi mâna să dai salut? Dar cum să nu? De fiecare dată îi salut. Pentru că, în primul rând, eu am respect față de dumnealor, că au o vârstă mai mare decât a mea și au o carieră mult mai mare decât a mea. Ca artist, artiști, asta e și obligația merită noastră tot ca tine, respectul. La capitolul înaintaș să respecti tot ce înseamnă ce a făcut în această lume. Evident. Dar colegi de-ai lui Petrică Muțu Stoian cu care au împărțit o scenă, colegi care au devenit embleme, nume emblematice și alături de Petrică Muțu Stoian, colegi care au împărțit cântece, în care au dialogat în cântece, lumea le-a primit formidabil. Nu crezi că ar fi trebuit, dacă l-ar și fi respectat, nu numai de a fi cântat cu el, și față de tine să știe să aibă, nu să te ajute, că oricum ei sunt născuți să nu ajute, deci majoritatea așa se nasc, sunt decât ei și atât. Dar nu crezi că ar fi trebuit măcar să nu spună ceva rău de tine? Din respect pentru dumnealui. Asta vreau să spun. Măcar nu din atât. Respect pentru mine, că nu cred că există așa ceva. Măcar din faptul că din respect, colegul meu, Petrică, exact, l-a avut pe ăsta și a ținut la el. Din respect pentru dumnealui și din respect pentru ce a vrut să facă și pentru colegialitate, prietenie, cum vrei tu să o numești. Pentru pâinea mâncată atâția ani împreună. Eu n-aș fi vorbit, sincer spun. Nici de bine dacă n-ai ceva de spus, dar nici de rău. Din contră, să știi că aș fi ajutat. Și acum, dacă pot, ajut cu cel mai mare drag. Pentru că și pe mine m-au ajutat artiști, anumiți artiști, și eu, dacă pot să ajut, ajut cu cel mai mare drag. Te-a ajutat faptul că el te-a pus în gardă cât trăia despre această lume, despre acești oameni? Da, m-a făcut să conștientizez cum stă treaba de fapt. Pentru că... Când ai conștientizat în realitate, când te-ai lovit de ele, da, nu? Da. Deși așa sufletește, erai... Mă pusese în temă cumva, știi? Dar să înțeleg întru totul ceea ce a vrut să zică în momentul în care te-ai lovit de ele. M-am lovit de ele, da. Ți s-a impus vreodată vreo alegere în sensul ori ești în stânga, ori ești în dreapta? Da. Când te-a înfruntat și efectiv te-a înjosit, prin simplu fapt că a acceptat să dea niște interviuri pe care eu sunt de părere că și le-a comandat, n-ai avut pe buze, sau pe buze sigur ai avut, n-ai fost la un pas să-i spui în față și ce a spus Petrică Muțu Stoian despre acea persoană, încât să încerci adică să-i spui, bă, nu te apuca, că uite, îți spun eu cine e și aia și aia. N-ai avut așa, pentru că tu puteai să declanșezi un mare război prin treaba asta. Da, dar n-am vrut. Pentru că... Dar te-ai gândit să o faci? La nervi, da, am avut impulsul. Cine te-a oprit? De a o face. Gândul, să știi că m-a oprit. Pentru că... Domn Petrică era un om discret și nu am vrut niciodată, dacă am știut că mi-a zis ceva, am știut că mi-a zis pentru că a avut încredere în mine.
și eu să mă fi apucat să vorbesc ce am discutat cu dumnealui, ar fi fost un act de trădare, cumva, din partea mea. Adică te-a mulțumit faptul că tu știi, de fapt, cine este acel om. Și din respect pentru maestru Petrică Muțu Stoian, am preferat să tac și să-mi văd de treaba mea. Vezi tu, nu întâmplător am spus că ești un, nu numai un artist norocos, că ești iubit de public, și un om norocos. Nu cred că te așteptai, sunt convins că nu te așteptai, după dispariția lui Petrică Muțu Stoian, să încapi pe alte mâini ce au continuat să ducă mai departe, pot spune chiar și așa, de ce nu, visul pe care domnul Petrică l-a avut pentru tine, de a ajunge om mare. Spune-mi ce înseamnă sfaturile, ce înseamnă judecățile, ce înseamnă brațele și cuvântul doamnei Niculina Stoican pentru tine. Și cum au venit? Îți dai seama, pentru mine este un privilegiu să stau în preajma unui artist așa mare cum este doamna Niculina Stoican. Este un privilegiu să primesc sfaturi de la dumneaei. Mă bucură treaba asta și îi sunt recunoscător. Cum ți-am povestit și mai devreme, toată povestea cu doamna Niculina a început după ce domnul Petrică nu a mai fost. Dumnezeu a fost singura persoană care m-a ridicat din praf, m-a scuturat și mi-a zis: ăsta e drumul tău, pe ăsta trebuie să mergi. Dă-i înainte că o să fie bine, o să iasă, o să răsară soarele și pe strada ta. Doamna Niculina Stoican este cunoscută pentru faptul că nu mai face grup și nu face grup pe scenă, grup artistic, cu colegii dumneai. Niculina Stoican a devenit o școală pentru tot ce înseamnă tineret. Uite atâtea nume. Ești tu. Marian. Marian. Și cel puțin din zona Mehedințiului, mai spunem, de la Ana Maria Ion Oprișan, Delia Barbu. Deci, da. Cosmin l-a ajutat. Și mulți, și mulți, și mulți. Te consideri un răsfățat? Da, că și cel mai mic. Nu dintre ei. Consideri un răsfățat al vieții, că oricând și orice vrei să miști și nu știi cum în această lume, ai sprijinul Niculinei Stoican? Mă consider privilegiat. Mă consider norocos. Și asta mă face să fiu cât de serios posibil, în așa fel încât să nu dezamăgesc. Așa cum și mămica, prietena, iubita noastră a tuturor tinerilor, mai ales doamna Rozica Petra, da, și o face în continuare, știi că e supărată pe tine, că are vreo 3.000 de cântece făcute pentru tine și nu ai învățat decât vreo 1.000-2.000. Știi că la doamna Rozica trebuie să înveți, da, non-stop, nu trebuie să faci altceva decât să cânți. Timpul nu mi-a permis să fac și cealaltă 1.000 de cântece, urmează. Dar urmează. Doamna Rozi, vă iubim și vă mulțumim și vă prețuim pentru tot ceea ce faceți. Că nu-mi duc mândrele dor. Nu am nicio grijă în spate și-am timp să le împac pe toate. Tata-mi zice că am crescut și la muncă să-l ajut, dar eu vin tot dimineața că stână și-mi place viața. Lasă-mă, tată, acum când îmi ies mândrele-n drum, toate să le iubesc.
iubesc, nu mă pune să muncesc. Lasă-mă, tată, acum, când îmi ies mândrele în drum, pe toate să le iubesc, nu mă pune să muncesc. Te-am ține. Întreabă ce ai cu el, că și tu ai fost la fel. Trebuie să-ți pară bine că te-a moștenit pe tine. Lasă-mă, tată, acum, când îmi ies mândrele în drum, pe toate să le iubesc, nu mă pune să muncesc. Lasă-mă, tată, acum, când îmi ies mândrele în drum, pe toate să le iubesc, nu mă pune să muncesc. Trăiesc, se duce. Am eu timp să și muncesc până o să îmbătrânesc. Că am destui ani în față și eu ce-i frumos din viață. Lasă-mă, tată, acum, când îmi ies mândrele în drum, pe toate să le iubesc, nu mă pune să muncesc. După ce am să mă însor, s-a dus viața de fecior și oi duce grijile, mă uită mândruțele. La tine, despre tine se poate spune că chiar ai de muncă. Și de acasă poți să spună, da, gata, îl știm, e Alin, e băiatul cu Petrică care așa l-a ajutat. Tu ți-ai început cariera cu o flacără, n-ai început-o mocnit, cu o flacără și ești conștient că ție îți va fi mult mai greu și trebuie să muncești mult mai mult de aici încolo să menții flacăra. Da. Pentru că oricând, dacă nu și asta știu eu, eu spun generalități, dar cunoscându-te știu că nu se va întâmpla așa. Dacă o lași moale... Evident. Nu o lasă fraților moale, că e ambițios și are de... nu o lasă moale. Ca în orice domeniu, uite, ai văzut un sportiv de performanță. Dacă nu se mai antrenează o lună... Mă lasă sportiv. Tu știi cât s-au bucurat... Ca idee! Știi cât s-au bucurat ca ele să te faci și polițist? Ce au zis? Gata, am scăpat și de ăsta. Știi câți? Sunt convins, dar nu e așa ușor să scape de mine. Bine, mă lasă asta. Măcar... Îți dorești, mă, să-i prind, să le iei permisul sau să le dai o amendă ceva? Nu. Da, nu-ți dorești, dar e face-o cu plăcere. Hai. Nu. Hai, nu mai zi. Nu, Doamne ferește, nu. Bun, atunci altceva. Dacă poți să le iei 30 de zile și tu vrei 90, le iei 90? Nu. Da, cât? Cât scrie în lege. Și nu poți să mai accelerezi tu un pic? A, deci ești un polițist riguros și cinstit. Cât scrie în lege. Nu am făcut eu legea, eu decât o aplic. Dacă legea are ca... Dacă OUG-ul, că vorbim despre permise, da? OUG 195/2002. Dacă în OUG este contravenție și măsura complementară de reținere a permisului pe o perioadă de 30 de zile, păi dau contravenția și rețin permisul 30 de zile. Uh-huh.
Exact cum spune legea. Bine, bine. Nici mai mult, nici mai puțin. Bun. Dacă pe la Iancului sau pe la Decebal, așa, sau pe la Vitan, pe unde te mai plimbi tu în calitate de polițist, îți cere pe spatele unei amenzi sau unui proces verbal vreo domnișoară numărul treci? 112. Nu, numărul tău. 112. 112, da? Minte, stați liniștit. Nu e adevărat. Uite, am avut chiar... Sau ai carte de vizită pregătită separat? Chiar am avut un caz de Sfântul Nicolae. Oamenii acum o să zic că sunt rău. Nu sunt rău, îmi fac treaba. Am oprit o domnișoară și nu avea documentele la ea. Și i-am adus la cunoștință că o să fie sancționată contravențional pentru că nu are documentele obligatorii asupra ei. Și mi-a zis, dar nu vrei mai bine să îți dau un număr de telefon și să... Discutăm? Și i-am zis nu. Și o chema Nicoleta și de Sfântul Nicolae, domnișoara Nicoleta, a primit 870 de lei sancțiune. Câte pentru puncte că înseamnă asta? Nu are puncte. A, nu-i cu puncte. Ei lua bani. Da, nu i-am luat eu. Nu, da, mă rog, ai ajutat bugetul statului. Da, mi-a făcut treaba. Nu există, eu nu m-am făcut polițist ca să agăs fete. Atunci te întreb treaba aceasta, cum a fost chemarea asta pentru haina de polițist? Asta din copilărie sau? Da, tata a lucrat 20 de ani în Ministerul de Interne, mai exact la Jandarmeria Română. În primă fază voiam să dau la jandarmerie, dar tata m-a ajutat și mi-a zis dacă vii la unitate cu dosarul, eu mă duc și ți-l scot. Și așa am ajuns deci nicio șansă. Și așa am ajuns la poliție. Deci, și să știi că nu regret nicio secundă. Deci ai avut în sânge de mic treaba asta cu... Am fost crescut, adică eu când eram mic, aveam 6-7 ani, dacă mă întâlneam cu tine, ziceam să trăiți. Poate și disciplina asta, cum se spune, militarizată, te-a ajutat și te va ajuta cu siguranță și în cariera de artist. Da, să știi că serviciul m-a responsabilizat destul de tare, pentru că în serviciul ăsta nu te joci. Nu ne jucăm de-a polițistul și hoțul. Hoții și vardiști. Cum ne jucam în copilărie. Da. Nu. Sunt niște legi pe care trebuie să le cunoști, sunt niște drepturi ale cetățeanului pe care trebuie să le cunoști și să îi le comunici, sunt niște rigori pe care trebuie să le respecti cu sfințenie pentru că poți pica foarte ușor în abatere. Ai sânge rece, ai avut cazuri de-astea grele până acum să mergi la deces, surât, așa ai văzut, da? Da? Am devenit imun la așa ceva. Neantu Petrică nu cred că suporta să vadă așa ceva. Ce ți-a spus când îl zăpăceai tu cu poliția? Că nu știu dacă a fost chiar de acord sau nu știu. Mă, sincer, vrei să spun sincer ce mi-ai zis? Ce mi-a zis? Nene, vrei să te faci polițist? Vrei să conduci Logan? Te faci polițist. Vrei să conduci Mercedes? Te faci artist. Te faci artist, foarte frumos. Uite, vreau să... Am fost sincer. Sunt sincer, oamenii știu că sunt sincer, eu sunt sincer până la capăt. Și s-a făcut polițist să aibă și Logan și are nu, și artist. Nu, știi că n-am, la serviciu n-am Logan, am Polo. Ah, credeam că ți-a dat un BMW din... Las că ai tu timp. Nu suntem nici BMW, că ți-a dat Dumnezeu și încă o știre pe care... Polo e foarte bun, să știi. Foarte bun. Foarte bun. În București, mic, manevrabil. Extraordinar. Să știți că vă dau ca o știre, așa ca un breaking news. Alin și-a cumpărat și o mașină nouă acum, nu din banii de la Ministerul Afacerilor Interne, ci din banii de artist. Tot banii de artist. Ți-au luat și mașină nouă. Da, din munca mea. Spune-mi, Alin, acum dacă ar veni ocazia să alegi un loc de muncă la un ansamblu profesionist, te-ai mutat de la poliție? Să renunț la Ministerul de Interne în favoarea unui ansamblu? Da. Nu cred că aș face treaba asta. Nu. Vrei să faci carieră în ambele domenii? Da. Inclusiv în poliție? Da. Îmi place atât de tare meseria asta de polițist, dar în egală măsură îmi place foarte mult și partea asta artistică. Acum dacă mai pune să aleg între ele... Nu aș nu putea... poți să faci o delimitare. Exact. Îmi plac foarte mult ambele și mă
văd făcând ambele meserii. Îmi place și partea asta cu legea, să se respecte legea, să ajutăm cetățenii, să fim în sprijinul lor. Și îmi place și partea de remediu sufletesc, ca să-i spun așa, partea artistică. Ai reușit, cum spuneam ceva mai devreme, să finalizezi un album, un album pe care încă îl lansezi, că ai foarte multe proiecte de lansare, dar o lansare oficială ai făcut într-o emisiune excepțională, o emisiune cu sute de mii de vizualizări, o emisiune unde îți mulțumesc că m-ai invitat și pe cu mine. Cu cel mai mare drag. Să nu uităm acum, pe 9 februarie, da. Ai la tine acasă la Pitești. La Pitești, dar la Casa Sindicatelor. Un spectacol în care îmi voi lansa primul album pe care l-am... Adică mergi cu lansarea și acasă. Da, da, da. Albumul pe care l-am realizat alături de Orchestra Națională Lăutari și maestru Nicolae Botgros, cărora vreau să le și mulțumesc. Cum am spus de fiecare dată, este un privilegiu și o onoare să lucrez cu dumnealor. Un material muncit, un material pentru care ai tras mult și un material... ce îți face cinste și cred că ștampilează startul tău în această lume cu un sigiliu extraordinar. Ai girul și orchestrei și maestrului dirijor Nicolae Botgros pentru că a acceptat să lucreze, da, cu tine și faptul că acolo ai piese nu frumoase. Cred că ai piesele pe care... și ar fi dat, nu, ai piesele pe care le-ar fi imprimat și Petrică Muțu Stoian. Și de ce supărați stai? Spune-mi la ce te gândești, de așa supărat ești, măi. Omule, ce gânduri ai și de ce supărați stai? Spune-mi la ce te gândești, de așa supărat ești, măi. Ori te gândești la copii, la bani sau la datorii, măi. De ai fruntea așa încrețită și fața posomorâtă. Știu că viața-i grea, dar las-o așa, las-o ca să curgă și de toate uită. Știu că viața-i grea, dar las-o așa, las-o ca să curgă și de toate uită. La bani sau la datorii, măi. Și la mea tinerețe și-am trecut-o cu tristețe. Nu mă gândesc la copii, la bani sau la datorii, măi. Și la mea tinerețe și-am trecut-o cu tristețe. Tinerețea mea muncită și de nimeni prețuită, am trecut-o cu necaz și cu lacrimi pe obraz. Știu că viața-i grea, dar las-o așa, las-o
lasă ca să curgă și de toate uită. Știu că viața e grea, dar las-o așa, las-o ca să curgă și de toate uită. Și fața posomorâtă, fiindcă știu că anii mei nu-mi dă nima-napoi, mă. Stau cu fruntea încrețită și fața posomorâtă, fiindcă știu că anii mei nu-mi dă nima-napoi, mă. Tinerețea mi s-a dus, bătrânețea m-a ajuns. Și uite așa gândurile, măi, îmi mănâncă zilele, măi. Știu că viața e grea, dar las-o așa, las-o ca să curgă și de toate uită. Știu că viața e grea, dar las-o așa, las-o ca să curgă și de toate uită. Ce zonă? Pe ce zonă vrei să o duci tu la pensie din zonele etnofolclorice? Pentru că mi-e imposibil să cred că poți lăsa vreodată Argeșul cu acele cântece dulci și frumoase deoparte și să cânti numai Mehedința numai. Vei cânta tot ce înseamnă zona Olteniei? Zona Olteniei cu precădere Gorj și Mehedinți. Deci acolo te găsești, da, te regăsești, da, cel, da, mai cel, atras, mai, cel mai mult, da. Și ca ritmuri, și ca inflexiuni, și tot ca acolo tot, te ca simți tot, da. Ca acasă. Da. Dar nici Sârba din Lereș nu poți să o dai. Bineînțeles, la o parte. Bineînțeles, în festivaluri am concurat cu Argeș. Da, ai fost am argeșean în zona Argeșului. Da. Zona Argeșului mi-aduce aminte de început. Vezi tu, vorbim despre album, în afara faptului că l-ai făcut cu Orchestra Lăutare de la Chișinău, Marius Nicolae Botgros, știu că ai mai colaborat și te-a ajutat mult un instrumentist, un aranjor și un om, din toate punctele, da, de vedere. Maestru Cristian Obrejan. Da. Cum a fost profesor doctor. Da. Cristian Obrejan este un om drag mie, un om care mi-a dat atâtea sfaturi bune, un om care m-a ajutat foarte mult. Tot albumul este aranjat, scris, aranjament, orchestrat. Nu-mi venea, da, cuvântul. Da, da, da. Orchestrat de dumnealui. Deci dumnealui este, între ghilimele, vinovat pentru toate ritornelele frumoase și tot aranjamentul orchestral. Lucruri frumoase au făcut pentru tine din suflet oameni precum Rozica Petra, da, doamna Nicolina Stoican, care nu te lasă să scapi din mâinile profesionistului Nicolina Stoican. Petrică Muțu Stoian nu că a făcut lucruri frumoase, este cel care... Să știi că m-a modelat. Atât pe plan asta artistic. Asta simți tu, dar da, el de fapt te-a pus pe drumul vieții. Da. Poate fără Petrică Muțu Stoian ai fi avut decât o adolescență cu un pic de muzică și te-ai văzut numai de poliție. Da. Sunt convins de treaba asta. Dar, știi cum... ți-a pus pe drum și a pus stânga-dreapta gard să nu poți să te abați. Da.
Pentru că ai o obligație pe care trebuie să o duci. Tu ești conștient că dacă peste câțiva ani, știi ce o să spună lumea? Uite bă, l-a ajutat, a făcut și ce a făcut? Că nu mai știi nimic de el. Da. Asta și-ar dori și mulți prieteni. N-o să aibă, iar tu, n-o să aibă ocazia. Asta am vrut să... N-o să aibă ocazia. Hai să vorbim acum despre final, că avem și foarte dintre iubitorii Cântecul Poporului Românesc și foarte multe iubitoare. Așa. Iubitoare de frumos. Așa. Că cei frumoși lui Dumnezeu îi place. E și vă relație ceva mai serioasă așa acum? Definește relație serioasă. Cu subiect și predicat. Să te caute cu degetul, să-i pui inelul. Nu. 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 De curând te-ai mutat și în București. Da, de un an de zile m-am mutat în București. Cum te înțelegi cu vecinii? Cu vecinele mă înțeleg mai bine. Am înțeles că ai un vecin la etajul 7 care face scandal? Muzical? Muzical, da. De cea mai bună calitate? Cum să nu, domnul Nicușor Iordan, îl salutăm. Vedeți, oameni, cum se adună om bun cu om bun? Nimic nu e întâmplător. Nimic nu e asta... Da, eu stau la etajul 3, dumnealui stă la etajul 7 pe aceea scară. Deci, ai vreo vecină amărâtă care stă singură în bloc? O mai ajuns cu întreținerea, cu gunoiul, cu ce? Nu, să știi că la cât de mult stau eu pe acasă, nu prea știu cu cine vecinii. Ești vecin. Dacă nu sunt la cântare, sunt la serviciu. Dacă nu sunt la serviciu, sunt la cântare. Acasă ajung câteva ore să dorm, mănânc și plec iar. Chiar și în această seară, după acest interviu, trebuie să mergi la turnul Severin. Acolo alături de doamna Iculina Stoican și de grupul Mehedințenii. De Maria Medregoniu, Alina Mozdrăghia și Ana Maria Ion Oprișan. Avem un spectacol frumos de colinde, unde o să cântăm colinde vechi din Mehedinți. Și sper să ajungem la inima publicului. Ai început pregătirea pentru un alt material? Da, am pregătit și următoarele cântece pentru un al doilea material, dar va mai dura până... Bine, presupun că încă mai schimb la ele, încă lucrez. Da. Va mai dura până va ieși al doilea album, pentru că l-am scos pe primul. Da, încă trebuie să și consume succesul exact. Acest album. Exact. Alin... Vom fi și noi echipa Invol Media alături de tine și la Pitești și în toate spectacolele pe care le pregătești. Să știi că mă bucur că am câștigat în acest domeniu încă un prieten, încă un coleg prieten și eu nu ți-am dat niciodată și nu-ți dau sfaturi, dar cuvintele pe care ți le-am spus și pe care le vorbim noi să-ți rămână în suflet, că eu chiar ți le-am spus sincer. Ai toate motivele să fii mândru, dar să rămâi același fost simplu care ești și la cât mai multe melodii. Doamne ajută, să fim sănătoși, că până la urmă asta e cel mai important. Sănătate, că restul le facem noi pe toate, ușurel, așa, pas cu pas, treaptă cu treaptă. Știi, domn Petrica avea o vorbă. Nu e bine să s-ar trăit trepte dintr-o dată, pentru că n-ajungi la experiența în care să știi ce era la a doua treaptă. Exact. Tu ai sărit deja pe a patra. Exact. Și Alin, așa e mai bine. Îți mulțumesc din suflet și dacă nu au făcut-o până acum, o mare parte din publicul telespectator, cu ocazia acestui interviu realizat de mine, au cunoscut acel băiat și acel suflet cinstit și nevinovat pe care Dumnezeu i-a pus în cale oameni buni, pentru că, așa cum ai spus încă la începutul, ești născut cu o stea pe care trebuie să o ții în continuare să strălucească. Steaua aia ești tu. Da, am într-adevăr, da, am avut norocul ca Dumnezeu să-mi scoată în cale oameni buni, oameni în adevăratul sens al cuvântului. Uite, vreau să o salut pe această cale și pe doamna Virginica Neagu. O salutăm pe doamna Virginica. Țin minte că am fost cu dumneai în Spania. Mama
avea o problemă de sănătate. Eu cântam cu doamna Virginica în Spania, la Madrid, și mama era pe masa de operație. Și doamna Virginica cu domnul Sandu s-au comportat cu mine la Madrid ca și cum aș fi fost Alexandru, băiatul dumnealor. Da. Jos pălăria, niște oameni extraordinari. Deci nu că te-a făcut să uiți, dar au ținut, au căldura de care aveai nevoie pentru a face seama, de ce acasă. Noi cântam, nici nu trebuia să arăt că am o problemă. Până la urmă era o problemă, că era mama pe masa de operație. Nu era decât la medic sau să fac o perfuzie. Nu te-am întrebat, ai tăi s-au mutat cu tine la București? Sau nu, stau singur la București. Stai singur? Câte camere ai? Două camere. Am apartamentul meu la București. Da. Am buletin de București. Cheamă-și tu o creștină în gazdă. Da, nu e... Mai ales vremea asta rece, frig, plouă. Bine, nu prea ninge. Plouă în București, da? Nici să nu ningă. Aline, îți mulțumesc din tot sufletul, te mai aștept la noi. Cu cel mai mare drag. Orice proiect când e gata și mă bucur că am reușit să avem o discuție așa cum o avem noi și nefilmat. Da. De această dată am filmat pentru cei de acasă, pentru că tot ceea ce facem pentru dumneavoastră, cu un plus pentru mine atunci când am oameni ca Alin care nu își creează o hologramă pe care vor să o vă arate. Se prezintă așa cum este el. Cu cel mai mare drag am venit la tine pentru că îmi ești prieten, îmi ești coleg și tu știi foarte bine că eu de dimineață am ieșit de la serviciu. Știu. Am plecat de la București. La cât ai avut la ultimul apel? La 5 jumate. La 5 și 11 minute. La 5 și 11. Noi pe la 11 jumate am început filmarea, așa. Exact. Detalii. N-am dormit, am venit la tine din respect pentru tine și din respect pentru ce faceți aici. Mulțumim, pentru că ce faceți, faceți bine și frumos pentru public, pentru că mi-ești prieten și de aici am zburat direct la Severin. Mulțumesc din tot sufletul. A fost cel mai mare drag. Gabriel Matei pentru dumneavoastră, iar Alexandru Pătrașcu vă dă întâlnire într-o ediție viitoare. Nu prea mult. De ce ai zburat pe Vâlcea? Spune-mi, pui de turturea, de ce ai zburat pe Vâlcea? E pustie pădurea, fără glas de turturea. Cum cântai tu, păsărea, mă? E pustie pădurea, fără glas de turturea. Cum cântai tu, păsărea, mă? Am avut și eu un cuib din flori de fân împletit. Am avut și eu un cuib din flori de fân împletit. Mândru cu numai altul, pus alăturea cu satul. Cântei în valea lui Radu. Mândru cu numai altul, pus alăturea cu satul. Cântei în valea lui Radu. Cine a cules flori din tei a rupt prea mulți lăstărei. Cine a cules flori din tei a rupt prea mulți lăstărei. Frunza toată a căzut și cuibul au doborât. Puișorii mi-au murit, măi. Frunza toată a căzut și cuibul au doborât. Puișorii mi-au murit, măi.
Nu-i munte fără verdeață, omul să nu greșească-n viață. Nu-i munte fără verdeață, omul să nu greșească-n viață. Dar unii greșesc prea mult, lasă pui fără cuib, lasă pui fără cuib, mă. Ce-i face, casele nu le mai sparge, casele nu le mai sparge.